Vineri 13 decembrie, începând cu ora 19.30, a avut loc gala anuală a premiilor 10 de nota 10, ediția a doua, Excelența premiază excelență, într-un exercițiu de generozitate pentru copiii excepționali ai județului Călăraș. Anul acesta, în cadrul evenimentului, au fost premiați 26 de adolescenți care au atins performanța și excelența în anul școlar 2018-2019. Laureații galei anuale a premiilor 10 de nota 10 sunt copii nu doar cu rezultate școlare excepționale, ci și olimpici sau premianți ai concursurilor naționale și internaționale, cu multiple talente în domenii diferite, elevi ai Liceului Teoretic Mihai Eminescu și Colegiului Național Barbu Știrbei. Ne aflăm aici împreună pentru un eveniment extrem de important. În numele organizatorilor, dați-mi voie să vă mulțumesc și să vă spun sincer că mă simt extrem de onorat să mă aflu aici în fața dumneavoastră, în fața tuturor celor care astăzi vor primi respectul nostru, vor primi aplauzele noastre și meritele bine cuvântate de către bunul Dumnezeu, fiind luna decembrie, luna sărbătorilor, luna când așteptăm cu nerăbdare acea mare sărbătoare a nașterii Domnului, Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit cu iubire. O lună a bucuriei, o lună a darurilor, o lună care, cu siguranță, sufletul nostru este mult mai deschis, o lună în care încercăm să dăruim din ceea ce noi avem, încercăm să fim mai buni. Pentru această seară, pentru că suntem aici prezenți, de ce suntem aici prezenți? Cineva s-a ocupat de acest lucru. Cineva a muncit și a gândit toată această acțiune. Personal am fost încântat că am fost invitat să particip, să fiu aici în fața dumneavoastră. Vă spuneam că mă simt extrem de onorat văzându-vă și văzând atâția copii atât de frumoși, acești copii atât de speciali prezenți la această manifestare. Dați-mi voie să invit în fața dumneavoastră pe cea care este vinovată de acest eveniment. Simplu, Liliana Manea. Spuneți-ne, spune Liliana, ce ai vrut tu să faci? De ce ne-ai provocat aici în această seară? Atât de frumoasă, atât de specială, ai emoții, văd că ai emoții. Te rog. Bună seara tuturor și mă bucur nespus să vă văd că ați răspuns invitației mele de a onora împreună, a sprijini, a recompensa tot ceea ce înseamnă performanță, excelență, nu numai în educație, în toate domeniile de activitate. În seara asta sunt atât de emoționată de nu vă puteți imagina. Și vă spun și de ce. Eu de obicei sunt un om care am vorbe la mine în permanență, foarte volubil. Dar acum, văzându-i pe toți acești copii frumoși, pe care îi iubesc pe toți în egală măsură și o spun public, mulțumesc că existați, mulțumesc că țineți steagul sus, cum se spune, pentru că, deși trăim într-o societate în care valorile se răstoarnă, noi trebuie să reașezăm lucrurile exact acolo unde trebuie să stea. Și greutatea asta o să pice pe umerii voștri, pentru că voi ați dovedit nu numai că sunteți niște copii frumoși, niște copii care perseverența, tenacitatea, munca, efortul susținut sunt cum dau ceilalți bună ziua. De ce v-ați obișnuit? De ce? Pentru că aveți un obiectiv. Și eu vă urez tuturor în parte să atingeți cerul și mai departe în cosmos, oriunde vreți voi. Puteți să visați oricât și încercați să le îndepliniți. Pentru că se vor găsi, cu siguranță, foarte mulți oameni care vor fi alături de voi. Și acum, cu permisiunea voastră, am să vă spun că nu pot să-mi asum tot meritul. În spatele meu sunt niște oameni care au aceleași idei. Puțin ieșite din tipar. Noi credem că România este asta care este în seara asta aici.
România au reprezentat voi, copiii frumoși și buni, care alții la un moment dat aud de noi sau știu de noi pentru că existați voi. Când mergeți la concursurile alea și aveți așa ambiția, nu doar să treceți pe acolo, ci să le smulgeți și câte un premiu. Este important. Este important să subliniem faptul că Călărașul, da? Chiar dacă nu pare, are o groază de oameni valoroși. Și uite aici, în seara asta, și discutăm despre elevi cu rezultate deosebite, discutăm despre cadre didactice, dascăl, cum îmi place mie să vă spun, doamnelor și domnilor, pentru că nu luminați numai mintea copiilor, ci și sufletul copiilor, pentru că copiii ăștia au norocul deosebit să aibă parte de niște dascăli minunați. Dascăl care îi ajută să-și îndeplinească visele și dumneavoastră vă mulțumesc în mod special pentru faptul că nu ați uitat menirea și nu ați uitat de ce v-ați făcut dascăl. Dascăl, a fi dascăl înseamnă a iubi copiii și a vrea să zădești acolo, în mintea lor și în sufletul lor, sămânța cunoașterii. Și faceți lucrul ăsta cu drag și se vede, din păcate, chiar dacă mi-aș fi dorit așa să am tot județul Călăraș aici, nu este posibil, dar sper să ambiționeze. Și pe ceilalți avem decât Știrbei și Eminescu, dar nu trebuie să mai vă spun eu că sunt cele două de licee de top călărășene, care se întrec așa, facurându-o, care este cel mai bun. Eu vă urez succes în lupta asta și Doamne ajută să țină cât mai mult războiul ăsta, pentru că creează copii frumoși și deștepți. Creează, de fapt, viitorul nostru al tuturor. Este vorba despre 26 de copii excepționali. Este vorba de 5 profesori pe care îmi asum vinovăția de am vrut să-i nominalizez și să-i recompensez, pentru că de ani de zile mă tot învârt prin învățământ și am văzut oameni minunați. Și pentru că și eu, la rândul meu, dacă astăzi stau aici, în fața dumneavoastră, stau datorită faptului că a existat un profesor care a văzut în mine ceea ce eu nu vedeam și nu credeam că voi putea realiza. Și atunci, cu prisosință, merită să omagiem și de la ediția a doua am decis ca în gală să avem și profesori care să îi premiem, de fapt să le oferim recunoștința noastră în mod public, da? Că așa este frumos, toți avem nevoie să ni se amintească din când în când cât de frumoși și de buni suntem. Și asta este o seară excepțională și perfect croită pe treaba asta. Și să nu uit că avem și invitați de foarte departe, da? Care au venit lângă noi, invitații speciali. Și am să încep întâi cu academician doctor Ovidiu Bojor, care mi-a făcut o bucurie extraordinară că la cei 95 de ani ai domniei sale a